Sistemul educațional are nevoie de investiții pentru modernizare, astfel încât copiii să poată învăța într-un mediu optim de studiu. Primarul municipiului Drobeta, Turnu Severin, Marius Creciu, vine și de această dată în sprijinul cetățenilor. O nouă instituție pentru educarea și instruirea preșcolarilor este în proiect de reabilitare. Este vorba despre grădinița numărul 19. Cum stăm cu lucrările? Am început cu decopertarea învelitorii. Cam 50% din învelitoare este decopertată. Urmează montarea țiglei și eu zic că stăm destul de bine. Nu avem decât 3 săptămâni de când am început. După aceea intrați la geamuri, nu? Da, schimbăm tâmplăria. Instalația electrică se demontează și se montează în totalitate. Instalațiile termice. Panourile voltaice unde? Se vin? Vor monta pe partea de sud. Da? Da, partea de sud. Lucrările de modernizare la grădinița numărul 19 cu program prelungit vor fi finalizate în scurt timp. Copiii vor fi primiți în cele mai bune condiții. S-a înlocuit tâmplăria exterioară, schimbarea ferestrelor și ușilor, dar și montarea panourilor solare și fotovoltaice. Este un proiect în valoare de 2.200.000 pe fonduri europene, pe programul operațional regional. Avem și noi primăria o parte mai mică pe lucrările neeligibile. Sunt lucrări de eficiență energetică, mergem pe reabilitarea acoperișului, schimbarea ferestrelor și a ușilor, aducem unele mult mai bune din punct de vedere al economisirii energiei. Uniunea Europeană merge mult pe economisirea energiei și noi, ca și administrație, ne-am pliat pe aceste cerințe. Reabilitarea instalației electrice, de fapt este nouă, va fi o nouă instalație electrică, panouri fotovoltaice, panouri solare, încălzirea apei, cel puțin în perioada cât este cald, va fi făcută prin aceste panouri fotovoltaice. Deci sunt lucrări importante pentru această creșe și grădiniță, pentru că avem două într-una, să zic. Deocamdată am închis creșa, am dus copiii în alte creșe, iar în vară, când se va lua vacanță, se va lucra intens și în zona interioară. De altfel, noi o să venim în anii următori și cu reabilitarea interioară. În acest moment nu vorbim decât de reabilitarea exterioară, de eficiență energetică, dar pe viitor avem în plan să o reabilităm sau să le reabilităm aceste clădiri și în interior. Grădinița numărul 19 cu program prelungit se ridică la standarde europene. Cadrele de învățământ sunt extrem de încântate de aceste lucrări. De vacanțele Paștelor. Da. Și vom preda amplasamentul la 15 mai. Da. Ca să putem intra după aceea în septembrie mult mai repede. La 29, cum ați stabilit? Când? Păi, după 15 mai. Da. Da, trebuie să înțelegem, trebuie să facem categoric un efort ca să arate, da, după aia bine. Trebuie să le spunem părinților. Da. Eu știu că fiecare își dorește, dar așa îi trebuie un sacrificiu, trebuie făcut și de noi, dar și de... Da, noi suntem bucuroși, vă dați seama că este o investiție și este un proiect sunt care este... 22 de miliarde. În avantajul copiilor, în avantajul generațiilor viitoare. Corect. Și este extraordinar pentru noi. Și o să intrăm și în interior după ce o să terminăm de anul viitor, o să vrem să intrăm și în interior. Și în interior. Da. De la mobilier până la reabilitarea claselor și tot. De-a lungul timpului, primarul municipiului Drobeta, Turnu Severin, Marius Creciu, a dat dovadă de implicare în ceea ce privește modernizarea infrastructurii urbane și extinderea rețelelor de utilități, însă unul din obiectivele lui prioritare este construirea de creșe și grădinițe pentru a veni în sprijinul familiilor tinere din Severin.